Aloha prieteni, eu sunt Tsunami și astăzi vreau să facem un nou video în care să ne uităm la câteva proiecte interesante din această piață, iar de data asta am pregătit 5 proiecte care practic se axează pe 5 dintre cele mai populare ecosisteme cripto în 2024 și își propun practic să ajute la dezvoltarea acestor rețele și în același timp să profite de creșterea acestor ecosisteme. Piața cripto ne oferă multe proiecte interesante în acest ciclu și observăm chiar un trend al proiectelor care vor să ofere utilitate în cadrul anumitor ecosisteme cripto foarte populare. Bineînțeles, cel mai popular astfel de exemplu este Ethereum, dar vedem acest trend și pe rețele precum Cosmos, Solana, Avalanche sau chiar Sui. Astfel, în videoul de astăzi vreau să ne uităm la câteva proiecte care se axează pe unele din cele mai populare ecosisteme cripto în acest ciclu. Bineînțeles, lista de astăzi nu trebuie luată ca un sfat investițional și dacă vă place orice proiect prezentat aici, recomand întotdeauna să faceți propriul vostru research. Iar dacă apreciați acest tip de conținut, puteți apăsa butonul de like, de asemenea puteți să vă abonați și puteți lăsa în comentarii ce alte proiecte ați vrea să mai prezint în viitor pe canal. Începem, bineînțeles, cu Ethereum, cu siguranță cel mai mare ecosistem cripto în 2024. Ethereum ne oferă multe proiecte interesante în acest ciclu și multe proiecte care practic vor să ajute la dezvoltarea acestui ecosistem. Aici putem menționa în special acele soluții de scalare de tip Layer 2, precum Arbitrum, Optimism și Startnet. Dar sunt multe alte proiecte interesante în acest ecosistem. Să nu uităm de Uniswap, care este cel mai important DEX din spațiul cripto și, bineînțeles, cel mai important DEX de pe Ethereum. Pe lângă asta, în acest ciclu am văzut și apariția conceptului de liquid restaking și am văzut chiar proiecte interesante axate pe acest sector. Aici putem menționa Eigenlayer și de asemenea EtherFi, un proiect care este foarte popular în 2024 și a fost chiar pe launch pool-ul celor de la Binance. De asemenea putem menționa și proiecte precum Etena, un proiect care a introdus un nou stablecoin pe Ethereum în 2024. Etena a introdus acel dolar sintetic numit USD, care în primă fază a fost doar pentru Ethereum, dar acum a ajuns și pe rețeaua Solana. Iar pe lângă asta, cred că putem menționa și proiectele de tip Memecoin. Aici, ca exemplu, avem Pepe sau mai nou Niro, proiecte care atrag noi utilizatori pe acest ecosistem și reușesc să crească adopția și, de asemenea, să crească volumul de pe DEX-uri și, în același timp, bineînțeles, să crească și hype-ul pe sectorul de Memecoins. Totuși, proiectul la care vreau să ne uităm astăzi din ecosistemul Ethereum este Startnet, un proiect destul de popular în acest an și este, să nu uităm, un Layer 2, o narrativă pe care s-a pus mult accent în 2024. Startnet este în aceeași ligă cu proiecte precum Optimism, Arbitrum sau chiar ZKSync, dar partea ciudată la Startnet este că proiectul are o corecție de aproape 90% față de all-time high, asta pentru că dacă mergem aici pe CoinMarketCap, vedem că are o corecție de 88% față de maximul din februarie. Cu toate astea, Startnet este un proiect destul de apreciat în acest an, care încă se află în top 100 CoinMarketCap, este pe locul 83 și are o capitalizare de 800 de milioane de dolari. Mulți îl văd chiar ca o investiție mai atractivă decât Arbitrum sau Optimism, pentru că da, ar putea oferi mai multe X-uri, dar în același timp este un proiect și mai riscant și asta pentru că nu are parte de adopția pe care proiectele menționate mai devreme o au și asta chiar dacă Startnet a venit în ultima vară cu foarte multe noi update-uri interesante pentru comunitate. Startnet reprezintă o rețea de tip Layer 2 axată pe ecosistemul Ethereum. Proiectul vrea să ajute la scalarea acestui ecosistem și promite, bineînțeles, fee-uri mai reduse și tranzacții mult mai rapide. Proiectul se axează sau vrea să oferă o soluție în special pentru aplicațiile descentralizate și chiar promite pentru acestea o scalare nelimitată. De asemenea, Startnet este și un validity rollup care utilizează puterea tehnologiei Stark pentru a asigura integritatea computațională. Stark se pare că este practic prescurtarea de la Scalable Transparent Arguments of Knowledge și partea foarte interesantă că proiectul se pare că a atras atenția și lui Vitalik Buterin și chiar oferă un ecosistem ce numără sute de aplicații descentralizate, asta din diferite sectoare precum DeFi, gaming sau chiar din sectorul de inteligență artificială. Că despre finanțarea acestui proiect, mergem pe CryptoRank, aici vedem că proiectul a atras finanțări de peste 282 de milioane de dolari
și asta la o evaluare de 8 miliarde de dolari, o cifră care personal mi se pare uriașă. Vedem aici mai jos și companiile care au investit până acum în StartNet, vedem Alameda Research, vedem și Free Arrows Capital, două companii care din păcate știm că au probleme. Lista continuă cu nume precum Sequoia Capital, care a investit și în 2022 și în 2021 în acest proiect. Vedem aici Paradigm, vedem Pantera Capital sau Coinbase Ventures. De asemenea, găsim și nume precum Ethereum Foundation și chiar Vitalik Buterin se pare că a investit în acest proiect încă din faza de seed undeva în 2018. Iar ca o știre interesantă, trebuie subliniat și faptul că StartNet a votat de curând pentru introducerea unui sistem de staking, un sistem care va fi introdus undeva până la finalul acestui an și care ar putea fi benefic în viitor pentru evoluția prețului pentru tokenul Stark. Un alt ecosistem foarte popular în 2024 este Solana, un proiect care a crescut foarte mult în ultimul ciclu și să nu uităm că Solana a fost considerat de mulți cel mai popular blockchain în ultimul an și asta pentru că a avut o creștere, o adopție uriașă, în special datorită sectorului de meme coins. Solana ne-a oferit de asemenea multe proiecte foarte importante și avem și meme coin-uri, da, precum DoggyFat și Bong, meme coin-uri din top 100 CoinMarketCap. Avem totuși și proiecte care oferă utilitate uriașă pentru acest ecosistem și aici putem menționa Jupiter, putem menționa de asemenea Wormhole și avem și Radium, dar de asemenea vedem și Jito, un alt proiect care are o utilitate uriașă pentru Solana în acest an. Și asta pentru că, după cum am văzut mai devreme, în acest ciclu este o atenție mare pe partea de staking, de liquid staking și în special de restaking. Iar tot la ecosistemul Solana putem menționa și proiectul IONET, care este practic o rețea de putere GPU, o rețea similară cu ce am văzut la Render, un proiect care a crescut foarte mult. Și da, IONET este un proiect care poate prin această rețea GPU să profite în special de atenția sectorului de inteligență artificială. Totuși, cel mai important proiect din ecosistemul Solana în 2024 este probabil Jupiter, un proiect foarte interesant în acest an, asta pentru că Jupiter este un DEX de pe Solana care a reușit chiar de mai multe ori să depășească DEX-ul Uniswap în volumul zilnic tranzacționat. Practic, Jupiter reprezintă sectorul DeFi de pe Solana și proiectul este chiar în top 100 CoinMarketCap. Vedem că este pe locul 64, are o capitalizare de aproape 1,1 miliarde de dolari și chiar a avut o evoluție interesantă în 2024, asta pentru că, deși a fost lansat în ianuarie, vedem că în prezent se află peste prețul din ianuarie și asta foarte mult peste prețul de la lansare, un lucru pe care nu-l putem zice de multe proiecte lansate în acest an. Iar la cum arată graficul, chiar pare că Jupiter este aici la un bottom în această zonă de 77-78 de cenți. Bineînțeles, Solana ne oferă multe dexuri importante precum Orca, Radium sau Jupiter, dar aici trebuie să subliniem că Jupiter a crescut foarte mult în 2024, a profitat mult de hype-ul sectorului de meme coins și, după cum am zis, a avut mai multe ocazii în care a depășit Uniswap în volum. De asemenea, acest DEX este foarte apreciat pentru că oferă atât posibilitatea de swap, oferă chiar varianta de limit order și chiar posibilitatea de a face DCA. Vedem și posibilitatea de perpetual trading pe un DEX, un lucru care este foarte interesant. Chiar putem vedea aici pe Jupiter Space Station toate produsele oferite de acest exchange descentralizat de pe Solana și e clar că discutăm despre unul dintre cele mai populare DEX-uri din piața crypto. Pe lângă asta, proiectul a venit cu multe update-uri foarte bullish în 2024. Un exemplu ar fi chiar această știre de pe The Block care ne arată că Jupiter a făcut două achiziții foarte interesante în septembrie. A achiziționat atât acel blockchain explorer numit Solana FM și pe lângă asta a achiziționat și CoinHaul, care este practic un terminal de trading descentralizat valabil atât pe Solana, dar și pe Cosmos. O achiziție care ne arată că Jupiter are planuri foarte mari în acest ciclu și exact ca Uniswap, vreau ușor-ușor să se axeze pe mai multe ecosisteme cripto populare.
Trecem mai departe și discutăm și despre ecosistemul Bitcoin, un ecosistem foarte popular în acest ciclu, asta pentru că am avut în 2023 apariția unui nou standard numit BRC20, un standard care este folosit sau care chiar ne oferă monede ce în prezent se află în top 100 CoinMarketCap și aici, ca exemplu, ne putem uita la Ordi. De asemenea, să nu uităm că avem și soluții de scalare axate pe Bitcoin și un exemplu ar fi Stex, un proiect foarte popular care se află pe locul 36 și care a profitat în special de creșterea pe care Bitcoin a avut-o după aprobarea acelui ETF pe BTC. Sunt multe proiecte interesante axate pe acest ecosistem. Avem acum chiar memecoin-uri de pe rețeaua Bitcoin. Avem acest Dog care este un memecoin care chiar s-a aflat pentru o scurtă perioadă de timp în top 100 CoinMarketCap. Și bineînțeles, să nu uităm nici de proiectul BounceBit, care este primul proiect lansat pe Binance Megadrop și care introduce o soluție de staking pentru ecosistemul Bitcoin. Un alt proiect ce vrea să ofere utilitate pentru ecosistemul Bitcoin este 0xVM, un proiect despre care am mai discutat aici pe canal și care reprezintă o soluție de scalare pentru acest ecosistem. Proiectul este practic un layer modular de execuție pentru blockchain-ul Bitcoin ce vrea să îmbunătățească securitatea, scalabilitatea și eficiența pe această rețea, iar proiectul introduce atât un nou layer care oferă acces la smart contract, dar și la aplicații de tip dApps, dar oferă de asemenea și tehnologia 0xVM Stack, prin care oricine poate lansa propriul chain Layer 2 și asta pe rețeaua Bitcoin. De asemenea, proiectul 0xVM a atras investiții de la câteva nume foarte populare, printre care Jump, vedem și Razer, un nume foarte popular din sectorul de gaming, vedem aici și Signum Capital și Huobi, iar de curând se pare că 0xVM a atras investiții și de la nume precum Unicornverse și Adaverse, iar aici trebuie menționat că Unicornverse este o firmă de investiții strategice și este de asemenea un accelerator pentru spațiul Web3. Aceasta a investit în 0xVM și este o veste bună pentru că se pare că are o influență foarte mare în cadrul ecosistemului BNB Chain. În timp ce Adaverse este un venture fund și un accelerator de pe rețeaua Cardano, vedem că este practic un investitor în spațiul Web3, dar care da, are legătură cu acest ecosistem, cu rețeaua Cardano, cu rețeaua care îl are în spate pe Charles Hoskinson. Iar pe lângă asta, proiectul anunță parteneriate și cu anumite proiecte de gaming. Vedem aici pe site-ul oficial nume precum Ancient 8, Zentry sau Unix Gaming, proiecte care împreună cu 0xVM vor să dezvolte sectorul de rețele Layer 2 axate pe spațiul de gaming și asta pe ecosistemul Bitcoin. 0xVM a lansat de asemenea și propriul joc pe Telegram, o platformă foarte populară pentru astfel de jocuri în 2024. Acest joc se numește Scribble și practic echipa vrea în acest fel să crească atenția asupra acestui ecosistem, asupra ecosistemului 0xVM. De asemenea, trebuie să spunea că proiectul oferă și propria colecție de NFT-uri numită Scribbles, care de curând a primit și o funcție de token mining și asta împreună cu nodul acestui proiect. Iar o altă veste interesantă e că proiectul face acum parte din alianța Bitcoin Ecosystem Alliance, care este practic o alianță de proiecte ce împreună vor să ajute la dezvoltarea ecosistemului Bitcoin. Vedem aici o colaborare chiar cu cei de la Altarverse, un proiect de gaming și AI în care Binance Labs a investit. În timp ce un alt exemplu este colaborarea cu Sky Ark Chronicles, un alt proiect de gaming care are în spate atât compania Binance Labs, dar și alte 15 companii de VC. Că despre tokenul proiectului, aici trebuie subliniat că acesta încă nu a fost lansat, urmează să fie lansat până la finalul acestui an, dar 0xVM a dat startul campaniei de node sale, practic nodurile care vor sta în spatele acestui ecosistem. Ecosistemul 0xVM urmează să aibă 50.000 de noduri, din care primele 10.000 de noduri vor avea un preț de $700 și vedem că proiectul a vândut până acum aproximativ 2300 de astfel de noduri. Practic, aceste noduri de validator ajută la buna funcționare a acestui ecosistem și oferă diferite avantaje. Vedem aici pe site-ul oficial că în fiecare zi aceste noduri care da, sunt funcționale până acum împart împreună un pool de 700.000 de monede XVM, care este tokenul proiectului, dar care, după cum am menționat, încă nu a fost lansat. Bineînțeles, știu că există un public pentru astfel de noduri și aici, dacă vreți să aflați mai multe, puteți căuta videoul dedicat de pe canal,
Dar da, recomand să faceți propriul vostru research și să vedeți dacă merită aceste noduri și dacă merită ecosistemul ZeroXVM. De la Bitcoin trecem la Cosmos, un alt ecosistem foarte important din această piață și aici trebuie subliniat că Cosmos oferă unul din cele mai mari și mai bune ecosisteme cripto. Cu toate astea, știu că nu se vede și în evoluția prețului pentru tokenul Atom. Da, Atom nu stă prea bine în acest ciclu, dar cu toate astea Cosmos a oferit multe proiecte importante. Putem vedea aici pe CoinMarketCap nume precum Injective, vedem Celestia, unul din cele mai populare proiecte în 2024. Pe lângă asta trebuie să menționăm și nume precum Dimension, un alt proiect axat pe narrativa de blockchain modular. Și vedem aici și Osmosis. Osmosis este un alt nume foarte important din acest ecosistem. Dar proiectul la care vreau să ne uităm astăzi este un proiect puțin mai mic, dar care are parte de o atenție foarte mare în 2024. Aflat pe poziția 180 în clasamentul CoinMarketCap, Saga este unul din cele mai interesante proiecte din ecosistemul Cosmos și proiectul are parte de o atenție mare în acest an pentru că a fost lansat pe launchpool-ul Binance și este, cred că, unul din cele mai interesante proiecte din 2024 din această zonă. Și asta pentru că Saga reprezintă un protocol Layer 1 prin care developerii vor putea lansa propriile rețele sau propriile chain-uri numite Chainlets. Și Saga vrea în acest fel să creeze propriul ecosistem care se numește Saga Multiverse și vrea să atragă aici multe proiecte interesante, în special proiecte de gaming, asta pentru că se pare că peste 80% din proiectele care aleg această soluție sunt de fapt proiecte de gaming. De asemenea, trebuie menționat faptul că fiecare nouă rețea sau fiecare chainlet este o replică a mainnetului Saga și folosește aceiași validatori, același model de securitate, folosește tehnologia celor de la Cosmos numită Cosmos Interchain Security, dar în viitor se pare că Saga vrea să oferă aceeași soluție și pe alte ecosisteme populare, printre care Ethereum sau Avalanche, și este o veste uriașă pentru Saga, este o veste bună și pentru sectorul de gaming, asta pentru că Saga este un Layer 1 cu un rol uriaș pe partea de gaming. Și proiectul este la un market cap micuț, doar 270 de milioane de dolari în prezent, dar cu toate astea trebuie menționat că Saga va avea o deblocare uriașă de monede, asta undeva în aprilie 2025, adică peste 5 luni și 26 de zile. Trebuie menționată această deblocare pentru că este practic mai mare decât supply-ul aflat în circulație. Această deblocare va fi de 133 de milioane de monede Saga sau practic 128% din market cap-ul actual și din păcate această deblocare reprezintă cea mai mare problemă la Saga, un proiect foarte important pentru ecosistemul Cosmos și un proiect foarte important pentru sectorul de gaming. Continuăm cu următorul ecosistem și aici discutăm despre Sui, un nume foarte popular în această perioadă și observăm că din ce în ce mai multă lume se axează acum pe ecosistemul Sui pentru că oferă aici anumite proiecte mici, dar care au utilitate uriașă în acest spațiu și care pot crește odată cu acest ecosistem, care de curând se pare că a reușit să depășească un volum de peste 21 de miliarde de dolari pe DEX-uri. Iar aici un proiect popular în această perioadă este Navi Protocol. Navi Protocol este un proiect care în ultima săptămână a fost lansat pe launchpool-ul celor de la Bybit și proiectul se află în prezent pe locul 588 în clasamentul CoinMarketCap. Are o capitalizare de doar 44 de milioane de dolari și asta cu tot cu creșterea de 21% de astăzi. De asemenea, trebuie subliniat că Navi Protocol reprezintă o infrastructură DeFi modulară de pe rețeaua Sui. Este practic unul din cele mai populare proiecte DeFi de pe Sui și este atât un proiect de tip Oracle, dar este în același timp și un protocol de lending, un protocol de împrumuturi cripto. Iar pe lângă colaborarea cu cei de la Bybit din această perioadă, se pare că acest proiect de pe Sui a reușit să atragă atenția și altor exchange-uri centralizate foarte populare în 2024. De exemplu, dacă mergem pe CryptoRank, putem vedea companiile care au investit până acum în Navi Protocol și găsim aici jos o listă destul de interesantă.
avem nume precum OK Ventures, Mechanist Capital sau Gig.io. De asemenea, un alt nume care nu trebuie trecut cu vederea în această zonă este Mysten Labs. Mysten Labs este practic compania care a dezvoltat ecosistemul SUI, deci putem zice că SUI a investit în acest proiect în Navi Protocol, iar pe lângă asta trebuie subliniat și faptul că Navi Protocol a profitat în ultima lună și de creșterea pe care SUI a avut-o și da, Navi Protocol a avut o creștere de aproape 200% și proiectul a avut parte chiar de o creștere de aproape 6x din august și până în prezent. Și acestea au fost doar câteva proiecte interesante care se axează pe unele din cele mai populare ecosisteme cripto din 2024. Sunt curios ce proiecte din lista de astăzi aveți în portofoliu și de asemenea care credeți voi că sunt cele mai importante ecosisteme cripto în acest ciclu. Lăsați în comentarii părerile voastre, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, iar noi ne revedem în următorul episod. Aloha, prieteni!